Domnilor și domnilor, bine ați venit din nou la politica la Iași. E vremea vacanțelor. Vacanță școlară, vacanța academică, vacanță politică, nu știu. Așa că. Cel mai bine ar fi să ne răspundă invitata noastră de astăzi, doamna profesor Camelia Gavrilă, deputată al Partidului Social-Democrat. Bine ați venit! Bine că am regăsit! Mulțumesc bine. pentru invitație! Formal, sunteți în vacanță sau se formal, prelungește sesiunea formal extraordinară? Formal este vacanță. Am avut o vacanță mai scurtă pentru că sesiunea extraordinară a prelungit activitatea cu încă două săptămâni. A mai fost o săptămână care era teoretic marcată ca drept activitate parlamentară, dar nu s-au derulat activități propriu-zise, suntem în teritoriu, cabinetele în teritoriu își continuă activitățile, sunt audiențe, da. sunt activități în zonă, fie în rural, fie în urban, întâlniri cu alegătorii, activități ocazionale care se corelează cu diferite evenimente și au loc evident continuități din dinspre politica la nivel central, politica regională locală. Noi când am discutat despre realizarea acestei emisiuni, mi-ați spus și am înțeles că e o zi nu de vacanță pentru dumneavoastră. Astăzi ați avut, da, nu este, ați avut așa, aici, activitate în teritoriu, e, care înseamnă. Este o zi și, foarte da, plină și cu o prezență la cabinet. După aceea a fost Comisia de Dialog Social la Prefectură, în care s-au discutat teme legate și de pilonul 2 de pensie, care e chiar interesant și poate să aducă un plus beneficiarilor în același timp. Adică trebuie deci, rămâne, de cert. rămâne da. Bun. și trebuie monitorizat și acestea sunt ideile și de altfel și sindicatele și patronatele au dezbătut pe tema asta, dar și niște chestiuni legate de învățământ care țin de regulamentul de sporuri, pentru că sunt categorii, gen laboranți, bibliotecari, vorbim de noxe, de praf, de substanțe toxice și nevoia de a găsi forme prin care sporurile care sunt destul de limitative prin hotărârile de guvern, uneori prea echivoce, alteori prea restrictive, să trebuie găsite formule prin care să încercăm să susținem categoriile de personal care lucrează în condiții dificile. A urmat da. întâlnirea cu dumneavoastră, urmează și o întâlnire cu ministrul culturii care se află la Iași, vizitează și zonele în care se lucrează și mă bucur cel puțin ca filolog faptul că ca, în Casa Dosoftei Muzeul Literaturii Vechi este în acest demers de refacere, de consolidare, pentru că e o zonă emblematică a Iașului, are patina aceasta a trecutului, nu mai vorbesc de medievalitatea care își lasă amprenta și cultural și nu doar istoric. Pe de altă parte vor fi și discuții legate de strategii, de finanțări pentru ea și va fi o întâlnire cu parlamentarii încât da. o dinamică da. de o Noi simță. înregistrăm această dezbatere în jurul da. lui ca, deci, ca de Deci suntem între palii de... temporale. Da. Da. Evident că vom discuta despre învățământ ca, ca întotdeauna, mai ales în cea de-a doua parte a emisiunii. Începem cu politica obișnuită, politica de sesiune cu sesiune. Uh, a, fost o a fost o sesiune destul de tens sau tensionată. Cred că, chiar față de standardele da. politicii noastre. Fiecare. Are propriul bilanț, noastră în sensul de partid, aveți un bilanț colectiv, aveți cu siguranță bilanțul dumneavoastră personalizat. Noi în media, opoziția, societatea civilă, fiecare, haideți să-l să, să vedem Sigur, da, mai, de mai dumneavoastră multe, personalizat. Mai multe, mai multe fațete. Dacă arunc așa o privire retrospectivă spre această sesiune... Da ca de altfel întregul mandat parlamentar ce a început, e destul de tensionat. Cred că polarizarea aceasta și a societății și implicit Parlamentului e destul de fermă și uneori capătă forme accentuată. E firesc să avem opoziție și putere, să fie o retorică de opoziție, însă am constatat că este de multe ori foarte agresivă și chiar în lucruri în care am putea să găsim formule de colaborare. După cum, pe de altă parte, am avut și surprize minunate în care au existat abordări transpartinice dacă m-a la uh, legea internshipului care a fost votată cu mare uh, nu neapărat da, unanimitate vorbi, da, dar chiar da, sunt dar, uh, 273 vom, vom de voturi detaliu. dovadă că subiecte care țin de tineret, de inserția pe piața muncii, uh, alte ori de valori culturale, își găsesc uh, totuși uh, da, da. uh, rezonanțe în ambele uh, sp, în spectrul complet al Parlamentului pe da. altă parte am avut totuși o moțiune pe educație uh, uh, derulată a fost și una la Senat, dar a existat și la Camera Deputaților, în care a fost un nou prilej de a trece în revistă probleme, disfuncții, dificultăți, rezultate reușite. Sigur că depinde de cheia de lectură, în funcție de cum ne apropiem ca partid de opoziție sau partid de guvernământ. A fost o moțiune de censură și au fost aceste lege ale justiției și problema codurilor, care, aspecte care au tensionat, în care și zgomotele din stradă și demonstrațiile unor partide mai, știu, mai sugestive și mai actoricești, dacă ne referim la USR, au creat, au perturbat un firesc legislativ, un firesc al dialogului, al dezbaterilor parlamentare. Bun. Pe legile justiției va continua, pentru că ele vi se vor întoarce în, în Parlament. E da, putem evident, vorbi de o muncă da. sisifică da. aproape, urcăm, coborâm, iar revin, fie că sunt atacate pe neconstituționalitate, fie de președinție, fie de uh, partidele celelalte, uh, fie că sunt întoarceri de la președinție da. pentru reluări. Ce ar fi de spus este că dincolo de controversele care se poartă, cred că e bine de a avea legi care să vină în completarea ceea ce nu funcționa, că există o dinamică a vieții sociale, a vieții economice și atunci și legislația trebuie să se pună de acord, că sunt imperative europene, cerințe care vin și de la CEDO și de la directivele europene da, sau... Comisia de la Veneția Comisia de la Veneția, de la Veneția care da, și are părerile da. ei și sunt și chestiuni care țin chiar de neconstituțional reproșuri și cereri de corecție făcute. Deci, dincolo de speculații, de, de fapt, e tendința aceasta la noi de a generaliza, de a crea o temă, e un, aproape un fals mit, aș spune, acesta da. al uh, justiției care poate fi atacată prin uh, legislație nepotrivită. E, e și firesc să fie o prudență, eu încerc să fiu așa un puțin analist și să iau distanță, da. nu doar să, sigur că pot să vă abordez politic și să vă spun exact da. că abuzul trebuie da. bine definit, că... S-a încercat, da. știu eu, drepturile justițiabilului să da. Da. fie respectate da. Da. și că da. sunt din, lucruri din, bune care da. se întâmplă. Din perspectiva dumneavoastră, însă, și discutând aici, nu sunteți juristă, uh, și uh, detașându-vă puțin și de, de spațiul politic, uh, mai, ar mai fi lucruri de îmbunătățit la o, la o eventuală retrimitere în Parlament. Uh, pentru reexaminare? Din perspectiva mea, aș spune că e, e bine și perspectiva mea acum ține și de uh, întâlnirea și discuțiile cu uh, mulți conducători de instituții, fie că sunt din zona educației, fie că sunt rectori, fie că sunt uh, inspector general, director de școală sau director de spitale. Toată lumea a trecut printr-o, um, știu o ezitare, neliniște, um, rezervă în a asuma responsabilități, în a derula proceduri de achiziții, de proiect europene, tocmai pentru că limita aceasta între comentariul legat de legalitate care poate fi în regulă, comentariul de legat de oportunitate, de oportunitate care da. poate fi speculat, uh, atunci când există, și o anumită comandă sau când uh, abuzul uh, este resimțit, uh, el poate fi și al funcționarului public, dar poate fi și abuzul anchetatorului care în încercarea de a uh, fabrica un dosar, așa cum am avut exemple suficiente, uh, poate apăsa niște tușe sau poate aduce dovezi mai mult sau mai puțin mm. corecte, atunci sigur că da, pot să spun că da, era firesc. Da, da. Mă, cumva, mi se par nefirești toate protocoalele care au fost semnate și cred că este din start un punct de vedere pentru, indiferent cum ne poziționăm, separarea responsabilităților. Da, există instituționale instituționale de colaborare sunt, între structurile respective, dacă e nevoie. Există alte mult. forme de colaborare, da. dar acest, văzut acest că protocol sunt, și aceste da. mixtiuni sunt. Vedeți că sunt vechi. Dar mai vechi sau mai văzut, noi dar în același timp pot fi noi. discutate, da. după cum și aceste ascultări nesfârșite și exagerări și cheltuieri inexplicabile din dorința de a găsi ceva cu orice preț sau valorificarea unor convorbiri ilegal realizate pentru a fabrica alte dosare, deci da. sunt lucruri da. care ar fi trebuit corectate și le-au da. corectat. Pe de altă mai... parte da. însă da. Da. sunt, așa cum spuneți dumneavoastră și juriștii au spus și magistrații, sunt niște puncte de vădără, care uh, comentează că ar trebui, poate, nuanțată, că ar trebui clarificate anumite chestiuni, că trebuie, mă uh, știu, eu, și acest abuz uh, foarte bine definit, în așa fel încât să se evite derapajele. Uh, A, aș vrea să legislative. Vreau să vă fi, explicația noastră, pentru că eu sunt convins că ați discutat în Parlament uh, tema beneficiarului, să spun, acțiunii suspectate de a fi abuz în serviciu, da? Ideea că doar pentru mine ca persoană. De cele mai multe ori sau în multe cazuri, asemenea, acțiuni se petrec în beneficiul altcuiva și întrebarea mea ar fi în felul următor. Există acum instrumente din perspectiva noastră pentru a prinde și aceste aceste fapte pe care cineva să spunem, le bă, poate să vă și în beneficiu unui partener de afaceri sau în beneficiu unei rude îndepărtate sau de ce nu a unui prieten, știți, prieten foarte politic. foarte bine da. că pe echilibrările da. acestea fi la um, codul administrativ, pe conflicte de interese sau da. pe incompatibilități, sau au restrâns la, uh, până la uh, rudă de gradul 2. S-a -a creat un paralelism între funcționarii publici de la nivel și demnitarii um, um, aleși consilieri primari, președinți de consilii județene de la nivel um, local și paralelismul cu funcționarul public de la nivel central uh -huh. să se meargă până la gradul 2. Deci cumva ceea ce ar însemna ruda apropiată care ar putea beneficia de o anume intervenție de un fel sau altul, um, lucrurile pot fi um, controlate. Alte chestiuni țin de alte categorii de... Um, ele sunt definite la alte categorii. Alte dacă, capitole, vorbim asociere, trafic, în vedere, dacă vorbim de trafic de influență, de influență da. sigur, dacă Că vorbim de uh, mită și așa mai departe. Deci, oricum, ca, uh, o faptă uh, ilegală, o faptă penală, poate fi integrată în altă parte. Dar uh, abuzul părea uh, și semantic și, ca definire juridică, uh, uh -huh. avea o zonă de echivoc destul de mare. Acesta a fost motivul pentru care, uh, să știți că a fost uh, cumva acceptat în discuțiile noastre parlamentare, uh, sunt uh, dincolo de partide, păreri uh, unanime, că trebuia cumva așezat uh -huh. pentru ca viața socială. Socială, să continue mai puțin încorsetată și speriată de uh, aceste posibile răstălmăciri sau interpretări. Din perspectiva dumneavoastră, această discuție, stat de drept, stat paralel și mai găsim atribute uh, a uh, climatului de dezbatere pentru alte teme, teme de politică publică, poate la fel de interesante da. sau mai interesante, sau ați, ați, reușit, Două... ați reușit acolo și poate pe învățământ ca președinte al Comisiei de Specialitate, vă dați seama mai bine s-a mers multipartizan. Să Două spun. comentarii aș face aici. Pe de-o parte, a fost ținut agenda publică doar pe temele de justiție, încât s-au uitat, uitat alte aspecte care erau legate și de educație și de dezvoltare de economică inflatie. și de sănătate și de inflație, fie că sunt bune, fie că sunt, știu negative sau pozitive, lucrurile au evoluat, s-au acordat salarii, s-au făcut măriri salariale, multe categorii profesionale au fost avantajate de toate măsurile luate, s-a rezolvat cât de cât și problema pensiilor, a crescut punctul de pensie, crește în continuare, se lucrează la o lege a pensiilor care sperăm să fie echilibrată și da. foarte corectă și să fie mai puține corecții decât a au fost la, au fost la a -a legea. Deci, se pare deci, sustenabil deocamdată, să spun Nivelul acesta de echilibru atins după măriri, ajustări sau sunt riscuri? Da, nu, să știți că este sustenabil și Tocmai pentru că a existat o raționalitate în acordarea acestor măriri, sunt și nemulțumiri care se asociază, de exemplu, cu sporurile după care a apărut problema că, deși s-au mărit salariile, de exemplu, pe sănătate, au fost categorii care s-au simțit defavorizate în momentul în care sporurile acelea destul de semnificative au dispărut. S-a dorit, pe de altă parte, păstrarea unui control și o a sporurilor care să dea o rezonabilitate cheltuielilor salariale, lucru care a deranjat. Deci părerea spuneam, mea este da. că uh, toate calculele s-au făcut și aceste mărire au fost făcute cu uh, o anume uh, raționalitate, dar în același timp sunt categorii care nu au primit poate cât ar fi meritat. Da. Aici sunt foarte este. curios și de aici cu siguranță dumneavoastră îmi puteți răspunde dacă în Parlament sau în cadrul partidului, în formul în care, sigur, uh, uh, ședințele la care participați dumneavoastră, se discută și în termeni de... Echitate, în termeni puțin mai abstracți adică există o perspectivă generală, să spunem, asupra sectorului public, pentru că în privat, în privat e ceva mai greu. Și de aici mecanismele pieței funcționează. De păstrare sau de modificare a unor uh, ierarhii, uh, adică elementul acesta, pentru că măririle salariale au elementul tehnic, primează și de multe ori intră în vigoare astăzi, una, mâine cealaltă, se produc dezechilibre, nemulțumiri încercat da, să. Da, mă întorc la apropo de echitate la momentul când legea 153 a apărut și când coeficienții respectivi, chiar dacă nu toți am agreat, de exemplu, pe da. zona educației, știți că am fost nemulțumiți, că era doar 2, ceva, în timp ce la sănătate se duceau spre 5. Ei, da. Deci, poate că din punctul ăsta de vedere, dar atât timp cât prin programul de guvernare s-a stabilit că sănătatea este o prioritate și că trebuie rezolvat exodul medicilor și al asistentelor și asistenților medicali, deci S-a înțeles și s-a acceptat uh, situația respectivă. S-au venit apoi cu creșteri treptate și Am cu fel, tot felul de aspecte. Din și... a... da, da. Uh, în același timp, vorbind de ideea de echitate, de multe ori măsurile luate vin tocmai pe urma uh, acestor dezbateri legate de nevoia de a așeza, uh, pentru că uneori grila aplatizează. Avem o situație de tipul acesta la personalul nedidactic, unde uh, sporul de vechime a intrat în salariul de încadrare și atunci. Nu mai există o modalitate prin care să diferențiezi un debutant, un începător. de... Deci sunt foarte multe nuanțe de, știu echități care ar trebui rezolvate. Vreau să revin totuși că ați, vă spuneam de cele două disfuncții pe care le simt, pe faptul că foarte mult timp s-a clar... alocat discuțiilor legate de justiție, de coduri, că acesta este și sintagma generală. Prin, prin o când de urgență. A, și chiar la un moment dat s-a creat așa o anatemă pe tot ce înseamnă servicii de securitate care sunt extrem de importante și care trebuie să își continue activitatea serioasă și de protecție și de uh, a asigurare din toate punctele de vedere a spațiului românesc și a relațiilor în exterior, dacă ne referim și la uh, SIE. Deci uh, cred că nu trebuie să punem o anatemă generală, uh, să transformăm în uh, moștri uh, o zonă a, extrem de onorabilă și importantă. Vorbim de deep state, da, da. Uh, versus uh, așa real sau uh, right sau normal state. Dar cred că nu e vorba de oameni care au știu schimbat imaginea, de strategii de management care au dus la aceste disfuncții de corelație între justiție și serviciile secrete și aceste protocoale, încât lucrurile cumva trebuie transate, finalizate da, și să, tem, finalizate uh, și să da, ajungem da, la un moment în care da, fiecare intră în rolul lui firesc. Da, eu aș fi mai pesimist pentru că în momentul în care o temă e atât de intens dezbătută, toată lumea, toți actorii încep să se obișnuiască și să găsească avantaje, beneficii și satisfacții din menținerea ei pe agenda. Teama mea este că și unii și ceilalți, să spunem putere și opoziție, v-ați obișnuit atât de mult încât uh, m-aș aștepta ca și după, și ce, vor în trece, și după ce vor trece discuții. legile justiției, se va discuta uh, în continuare foarte mult și nu e rău că se discută foarte mult, ci că uh, se, se capturează uh, timpul uh, autotene. Trebuie să mai spunem un lucru. Un partid social-democrat înseamnă un partid cu politici de stânga și uh, politici social-democrate. Da, nu vorbiți foarte mult să... despre redistribuție și, uh, sau despre Nu Vreau protecție să vorbesc de ideea că Dar, ne dorim ca da. zona și de bugetari și de cei care au nevoie de sprijin, să fie cumva ă, susținută și să respecte și aceste împărțiri ideologice cât sunt ele de teoretizante. Dar exact, exact. programul de guvernare asta a vrut să facă și a urmărit să o facă. Pe de altă parte, aducând în prim plan, este în dezavantajul partidului meu toată această dezbatere Dar de multe ori nu, sterilă, nu, 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 nu pentru că uităm să suficient în, în de lucrurile pe... importante pe... făcute acolo și care sunt rezimțite de oameni și în buzunar și în nivelul de viață și în uh, accesul la resursă și la... Uh, pe de altă parte, sigur că vorbim și de o generație tânără care are o nărăbdare, care se uită la modele europene. De multe ori, în spațiul european, problema țărilor foste comuniste, aflată acum în spațiul Uniunii Europene, este tratată cu o anumită privire critică, justificabilă până la un anumit moment. Cred că e momentul în care să arătăm că evoluțiile s-au produs, că valorile europene au fost asumate și că putem fi oameni serioși și să vorbim de pe poziții egale și cu ceilalți. Din spațiul da. european. Mai avem 3 minute până la încheierea primei părți din, din emisiune. Cea de-a doua o vom aloca temelor de învățământ și altor proiecte politice și parlamentare. La sfârșitul acestei prime jumătăți politice, însă. Va fi cealaltă sesiune mai normală sau începem din nou cu suspendare, referendum, în alte trădări <coughs> și multe Va alte fi, chestiuni? Mi-ar plăcea să spun în virtutea calității mele de umanist exact. că poate tot ceea ce a fost negativ exact. s-a consumat exact. și că vom intra pe o normalitate în care relația putere-opoziție să fie mai echilibrată. Intrăm, ne apropiem de niște ani electorali și vorbim de o primă confruntare electorală no, pentru pentru parlamentarele. parlamentarele europene, europarlamentare și apoi prezidențialele. Toate acestea înseamnă um, poziționarea taberelor, oameni, analize. Um, da, că am fost ratat momentul, de, momentul de consens uh, care, să spunem, ar fi putut genera Reforme de substanță, reforme pe care nici măcar o majoritate nu, nu vrea să le promoveze singură. Începutul de... unui da. sigur, unui da. ciclu da. electoral, unui da. mandat, îți permite să faci, da. să iei măsurile da. mai profunde. Da. Ele s-au trână... luat într-o anumită da. măsură. Cred că dacă cele știu eu, care vizează aspectul social-salarial au fost luate, pentru că da. erau niște urgențe și exista o responsabilitate față de electorat, pe de altă parte, cred că este și momentul să vedem și cu fondul suveran, dacă el acum este atacat de ne considerat neconstituțional, va trebui, dar e doar pe fond, pe chestiune de formă și nu de fond, nu s-a intrat pe motivație intrinsecă, trebuie intrinsec. să, da. trebuie să meargă, probabil, probabil da, pe o, prin hotărâre da. de guvern, prin ordonanță, da. într-o da. formă anume, prin hotărâre de guvern. Și, oricum, aici va fi, ar fi o soluție pentru ca investițiile să curgă mai fluid, da. lucrurile da. să se deruleze da. mai bine. Deci, cred că pe partea aceasta uh, economică, investițională, Antreprenorială, trebuie să insistăm în perioada următoare. Pentru că e firesc să fie un echilibru între politică salarială, politică socială și dezvoltare economică. Poate la întâlnirea viitoare să abordăm mai, mai profund aceste, aceste teme. Astăzi nu va fi timp pentru că după o scurtă pauză publicitară vom reveni cu proiecte politice și parlamentare și, desigur, cu tema învățământului pentru că se întâmplă, bun, noi am și calculat ca prezența noastră aici vine la sfârșitul unui an școlar pentru că e putem trage concluzii.